Da, bună ziua tuturor, stimați colegi, dragi invitați, mă bucur să fiu astăzi aici în mijlocul dumneavoastră și, în primul rând, mă bucur să fac parte din această echipă a Partidului Social Democrat, o echipă considerată de către mine cea mai bună pentru alegerile parlamentare din această toamnă, cea mai bună echipă din județul Alba, comparativ cu celelalte echipe sau cu ceilalți candidați propuși de celelalte partide. În primul rând, țin să mulțumesc colegilor din organizația PSD Alba, Iulia Alba, președintelui Dârzu, primarilor PSD din județul Alba, pentru susținerea în validarea candidaturii mele pentru a fi pe cel mai onorant loc. Este un loc extrem de onorant pentru mine să fiu poziția întâi la Senat. Și faptul că am avut susținerea totală lor nu poate decât să mă bucure. În alt ordine de idei, noi vom merge cu un target. Președintele Dezu spunea o echipă 100% formată din cetățeni ai județului Alba, membri ai organizației PSD Alba, nici măcar din alte partide, cum a fost altă dată, dar eu vin acum și spun, targetul PSD la aceste alegeri va fi de un senator și 3 deputați. Ne vom bate, vom merge cu o campanie pozitivă, pentru că PSD-ul are o platformă. Avem ceea ce se transmite cetățenilor, și avem să le transmitem și lucruri care le-am demonstrat. Este verificat prin cifre. Clar, guvernarea Ponta a fost cea mai performantă guvernare care a avut-o România după anul 1990, iar a doua guvernare ca performanță a fost guvernarea Năstase din anii 2000-2004. Avem ce spune, avem oameni bine pregătiți pe liste, începând de la prima poziție până la ultima poziție. Oricare dintre acești colegi pot face față cu brio unei poziții de parlamentar în județul Alba. Suntem o echipă unită, acest lucru se vede, suntem dincolo de echipă și prieteni, iar rezultatele sper să se vadă după campanie. Cetățenii județului Alba sunt ferm convins că vor conștientiza faptul că au pe cine vota și au de ce să voteze echipa PSD. Vom fi uniți până la capăt, iar în 11 decembrie credința mea este că vom avea un senator și 3 deputați validați pe listele PSD Alba. Veți renunța la funcția de rector? Nu, această întrebare mi-au formulat-o foarte multe persoane. Poziția de rector a unei universități este compatibilă cu poziția de parlamentar. Ăsta a fost motivul pentru care nu doar eu, mai avem rectori afiliați PSD în România, fostul ministru Mihnea Costoiu, de exemplu, fosta ministră Ecaterina Andronescu, care candidează pe listele PSD pentru poziții de parlamentari, iar motivul Sorin Mihai Câmpeanu, fostul ministru, dar dânsul candidează pe lista ALDE, deci pot să mai enumăr și alți colegi. Suntem toți pe care i-am enumerat: Sorin Mihai Câmpeanu, președintele CNR, eu vicepreședinte, Mihnea Costoiu, secretar general al CNR. Mergem cu o expertiză pe învățământ și dorim să ajungem în Parlament tocmai pentru a construi ceva pentru România. Am spus-o de foarte multe ori: o țară care are o națiune și un popor educat va fi o țară care prosperă. Suntem într-un moment de cumpănă și tot de la presă aflăm aceste lucruri pe care le rostogoliți aproape zilnic. Trebuie să avem atitudine față de România. Iar atitudinea față de țara asta nu poate avea decât un popor educat. Iar hotărârea noastră, ca și rector, de a intra în Parlament, și sper din tot sufletul să intrăm în Parlament, toți cei care ne-am propus să candidăm, tocmai de aceea o facem. Pentru a pune bazele și a ține la educație. Deci, încă o dată, repet, ca să fie clar pentru toată lumea, poziția de rector este compatibilă cu poziția de parlamentar. Nu puneam la întrebarea de compatibilitate, mă referam mai exact dacă puteți face față, întrucât știind că programul senatorilor este în Parlament de luni până vineri, sau de luni până miercuri, cel puțin. Și dumneavoastră mă cunoașteți foarte bine. Ce credeți? Fac față sau nu fac față? Sincer. Vă întreb de asta, nu. Eu spun că fac față, altfel nu intram în competiție. Dar și eu vă întreb pe dumneavoastră. Ce spuneți? Da.